Steaua București debutează noul sezon al Ligii Naționale de Rugby pe teren propriu contra marii rivale Dinamo. Partida cu albiroșii va avea loc duminică de la ora 18 pe stadionul din Ghencea. Jucătorii echipei noastre sunt optimiști înaintea începerii sezonului, care se va disputa într-un format diferit începând din acest an. E normal, este derbiul Bucureștiului. Din ce am înțeles, și Dinamo s-au întărit în ultima perioadă, așa că sigur o să fie un meci foarte tare. Dorim să debutăm cu victorie, mai ales că jucăm pe terenul mare. Punem în ultimii ani mereu, a venit momentul. Trebuie să ne gândim la acest campionat, la fiecare meci în parte, să luăm pas cu pas și să ajungem în fazele finale și acolo să ducem aceste meciuri la capăt cu victorie. Florin Surugiu, care se află la al șaselea sezon în tricoul Stelei, va fi noul capitan al echipei. Mă simt foarte onorat și nerăbdător să dăm curs acestui campionat și la sfârșit să ridicăm trofeul deasupra capului. E un staff nou, un capitan nou și sperăm ca totul să meargă bine în noua formulă și să câștigăm campionat. În vârstă de 23 de ani, Dragoș Ser, un om important și la Naționala României, ne-a arătat și tatuajul său favorit. De la familie până la mai multe chestii. Deci sunt mesaje de suflet. Așa. Da, toate au câte semnificația aparte. Cea mai importantă este aici mama. Vă așteptăm în număr cât mai mare la meciul cu Dinamo. Forța Steaua!